Candidatul PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, a continuat ieri discuțiile cu giurgiuvenii din diferite cartiere din oraș. Din întâlnirea echipei liberale cu oamenii din Parcul Elevilor, s-a conturat din nou una dintre problemele stringente ale orașului, necesitatea înființării de locuri de muncă, domeniu în care actuala conducere a primăriei a eșuat. Balbu a pus pe scări, peste tot, a pus programe cu el. Ce a făcut până acum, să-l laud acolo, că a făcut, ce 100%, ce m-a întrebat, ce mi-am propus, aia am făcut. Dar nu pune spre piața aia de glou cu peștile, aia, noi deci nu spui și de aia, pe canalul Karma, aia, nu spui nimic. Păi dar cum ai făcut 100% pentru că a spus că face locuri de muncă, se laudă cu 7.000 de locuri de muncă. Păi iertați-mă, dacă noi suntem 13.500 de salariați bugetari și particulari, cum putem să spunem că am mai fost 7.000? Vă dați seama ce înseamnă 7.000? Păi știi cum spunea că o adresă de la ăștia cu... care sunt cu locuri de muncă, că au crescut de la atât la atât. Păi au crescut, mă, că am mai angajat, fiecare s-a angajat și am angajat și cu nevasta și copilul și a crescut cu 5-6 inși. Nicolae Florian și membrii echipei sale au relatat și despre faptul că au în vedere identificarea și parcelarea unor zone agricole din oraș, acolo unde pensionarii să desfășoare activități de grădinărit. Vârstnicii din zona policlinică agrează această inițiativă, însă vor să se pună mai mult accent pe sprijinirea tineretului. Să vă ajute Dumnezeu. Mulțumim. Să câștigați și să aveți grijă de tineret, cu locuri de muncă și școală. Așa educația. Este. Am vorbit acolo, o să aveți în programul nostru, să vedeți că tot ce cereți dumneavoastră suntem aproape după preferințele dumneavoastră. Să vă ajute Dumnezeu și numai bine! Una dintre prioritățile candidatului Nicolae Florian și a echipei PNL este susținerea și dezvoltarea sistemului de educație prin acordarea de burse de merit și sociale elevilor, reînființarea școlilor profesionale și modernizarea infrastructurii școlare, extinderea rețelei de gaze naturale în toate cartierele din oraș, dar și redeschiderea circulației auto pe strada Gării, sunt alte cerințe ale giurgiuvenilor, care de asemenea se află pe lista de investiții urgente ale echipei liberale. Până și noi, în toate părțile s-au pus gaze decât aici, pe alea asta și pe strada Gării care este, că am și eu magazin acolo, s-a terminat de ani de zile, de când și-a făcut fonduri și asta. Vă rugăm și noi frumos ca să... Vreau să convinc pe domnul primar să ducă gaze la Vedea și la Malu, dar minte că... Suntem cu dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Eu să mă țin de cuvânt. Cu mine nu mă interesează strada Gării și ce facă oamenii de acolo. Dar îmi pare rău că dintr-o stradă care avea o activitate și bănuiesc că și oamenii câștigau niște bani aia care lucrau acolo, a devenit un obiectiv aproape mort. N-are sens. Aveți de gând să o redați circulației sau să revină la vechea ei utilitate? Să zic. Da. Redăm strada Gării circulat traficului rutier, dar trebuie să mai facem ceva. Trebuie să consultăm cetățenii de acolo, din zonă, dacă sunt de acord, să luăm acordul scris. Și doi, trebuie să realizăm, să vedem cum facem calea de rulaj rutieră. Știi, s-a băgat niște bani acolo, pentru că și aia trebuie refăcută în totalitate, bănuiesc. Trebuie să ne gândim astfel încât... Da. Trebuie să o gândim astfel încât să nu avem pagube mai mari. Dar o deschidem circulației rutiere pe un singur sens deocamdată, cam așa gândim. Giurgiuvenii din cartierul Teatru de Vară îl cunosc și îl susțin pe candidatul PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, și datorită implicării sale în ceea ce privește igienizarea zonei fostei instituții de cultură. Oamenii care locuiesc în special la capătul străzii Uzunu se plâng de sistemul defectuos de salubrizare a orașului. Tractoarele acelea care fac colectare trec pe aici, am zis, și nu se oprește odată, se ia punga aia care a aruncat-o un nesimțit. Cu tot respectul vă întreb, domnului primar Barbu i-a spus... Domnul primar Barbu i-a spus lucrul ăsta. Păi nu l-am văzut, păi ce te primește? Păi o să vină la vot, să facă domnul primar Barbu cum a promis. Păi nu l-am văzut, că dacă îl vedeam îi spuneam același lucru care vi-l spune și dumneavoastră. În acest sens, unul dintre proiectele echipei liberale prevede reînființarea serviciului local pentru administrarea domeniului public al orașului, pentru o mai bună gestionare a curățeniei și salubrizării orașului. Aceasta este o cerință pe care au expus-o și locuitorii străzii Dimitrie Cantemir, care l-au așteptat pe candidatul PNL la funcția de primar al municipiului, cu o listă de nemulțumiri ce vizează administrația locală de până acum. Nu mai din nemulțumirea
locatarilor. Promisiunea domnului primar Barbu Nicolae, înainte de alegeri, a fost că va avea grijă de mărginime. Ceea ce nu s-a întâmplat, nemai trecând pe aici. Dorim ca pe linie de pază contra incendiilor la capătul din strada Cantemir, fiind coloana principală de apă, să fie montat un hidrant. Exact a și spus că este acolo, de pompier folositor câtorva străzi. Din declarația lui Barbu a reieșit că a fost realizată taxa pentru habitat. Deci se poate instala câteva containere de gunoi asemănători celor de la ANL-uri, întrucât fiind margine de cartier, s-a aruncat și se va arunca gunoi atunci când cei drept pot da amenzi. Așa. În fața grădiniței de copii numărul 9, între cele două căi ferate, există tone de gunoi neridicate, iar pe acolo trec zilnic copii și oameni mari. În capătul străzii Uzun există un plop mâncat la interior de putregai, jumătate din el se poate tăia și da ajutor familiilor nevoiașe. Acesta fiind un mare pericol pentru circulația mașinii și persoanelor. Oamenii își doresc o mai bună gestionare a problemei câinilor fără stăpân, dar și consultarea de către autoritățile locale a mai multor specialiști atunci când se efectuează lucrări în oraș. De aceea, echipa PNL va pune accent pe o administrație publică locală bazată pe competență și pe grijă față de cetățean.